Conform legii, persoanele care au domiciliul stabil în România sau lipsesc mai puțin de un an din țară au obligativitatea de a participa la recensământul general al populației și locuințelor, în caz contrar fiind pasibil de amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Acest lucru le este reamintit hunedorenilor și de către prefectul Călin Marian, care mai menționează că în funcție de numărul de locuitori raportat la recensământ, se stabilesc pârghiile de finanțare și de dezvoltare socioeconomică ale județului. Am trecut de perioada de autorecenzare, suntem în perioada de recenzare cu recenzori care merg la fața locului. Am avut unele probleme din punct de vedere anumitor sectoare, în special în orașe. Am reușit să le acoperim. Vreau să le spun cetățenilor că este important să meargă să-și declare, pentru că este în primul rând obligatoriu prin lege și în al doilea rând interesează foarte mult la nivel național și județean, să vedem cum stăm la un anumit moment, odată la 10 ani se face recensământul și să vedem ce politici putem să dezvoltăm în funcție de rezultatele care le avem. Așa că discutați cu recenzorii, stimați telespectatori, discutați cu cei care se ocupă de recenzarea atât a persoanelor cât și a locuinților și alocați-vă 10 minute ca să putem să terminăm această acțiune foarte, foarte importantă. Recensământul se încheie în data de 17 iulie, iar în această perioadă datele se strâng de către recenzorii de teren. Există și puncte de recenzare fixe la primăriile Deva, Brad, Hațeg, Urican și Petrila, la căminele culturale din Aninoasa și Cigmău, Gioagiu și la centrul de afaceri din Simeria, unde se pot recenza locuitorii respectivelor localități. De asemenea, un astfel de centru funcționează și la Direcția Județeană de Statistică, unde se poate prezenta orice hunedorean pentru a fi recenzat.